Out of the Box. Controverse în dialog. Cu Cătălin Striblea și Laurent Balint. Salutare tuturor, bine ați revenit la Out of the Box. Eu sunt Cătălin Striblea, iar invitatul meu permanent este Laurent Balint, om de marketing. Salutare, boții. Salut. Știți ce facem aici? Punem la încercare idei și mituri și preconcepții pe care societatea le are și haideți să vă spun una care a circulat foarte des săptămânile astea. Domnule, sunt unii care distrug tablouri și m-am uitat aici pe internet am dat căutare cu tablou Protest Vopsea și sunt o grămadă, ia uite tablou de Van Gogh vandalizat la Londra activiști ecologiști au stropit cu Vopsea o sculptură de Charles Ray Protest cu aromă de supă de roșii două activiste de mediu au făcut vandalismul artei și continuă. deci e cam odată la două săptămâni apare un grup de tineri care aruncă cu ceva pe un tablou celebru și îl distrug, spune lumea. Și mai apare simultan cu asta un mare vuiet în social da. media și în media de pe toată planeta, pentru că practic și noi așa am aflat prima oară, că adică eu prima dată am văzut în social media tablou celebru distrus, tineri care au aruncat cu vopța. mamă, mi-a stat inima în loc. Azi, cum deci, să mamă... distrugi un Van Gogh? Mamă, deja deci văzusem Catedrala Notre-Dame în Flăcări, era, deci, foarte, foarte pornit am fost, băi, nu se poate, ok, susțin protestele, susțin uh, mișcările, susțin oamenii care încearcă să-și promoveze gândurile ideile. Bă, dar chiar așa te-a pus să distrugi opere de artă și am vrut să intru în conversație. Și aici a fost uh, momentul cheie, okay, pentru că în ultimii ani mi-am făcut un reflex. Să nu mai intru direct în conversație, ci să fac un pic temele, că să nu mai comentez nici măcar la prieteni pe pagină, uh, cu oameni cu care mă știu de o viață sau ceva fără să fi făcut un pic temele. Și am început să citesc și să mă interesez despre subiect și am descoperit că păi, niciun tablou n-a fost distrus. Adică tablourile în realitate erau protejate, asta e ideea. Da, tablourile sunt protejate de ani de zile după niște experiențe nefericite care nu au avut legătură cu niciun protest, oameni care au distrus statui sau tablouri. Iar protestul este, protestatarii practic au aruncat cu suc de roșii, ciorbă, ce au aruncat vopsea pe sticla care protejează tablourile. Doar că majoritatea sau foarte, foarte multe dintre lucrurile care au circulat erau pe tablouri distruse. A fost foarte interesat pentru că am început să intru în conversație cu oameni care au postat, mamă, ce nenorocire, au distrus tablourile. Și zic, stai, stai așa un pic, că nu au distrus. Oamenii ăștia, tablourile sunt protejate și am fost foarte interesat de urmărit reacțiile chiar a celor care postaseră și așa un reflex de autoapărare. Dar de ce fac eu efortul ăsta de a citi înainte de a posta în social media? Pentru a mă feri pe cât pot eu să intru în categoria useful idiots. Ăștia da. sunt, practic, e o denumire științifică, ca să zic așa, așa. unui grup de oameni care sunt promovează o cauză fără să o înțeleagă. Și atunci sunt cei care susțin cauza respectivă, îi manipulează foarte ușor, le aruncă câte o ferimitură și oamenii ăștia o preiau și încep să o promoveze cu cea mai bună intenție, cea mai bună credință. Care? Sunt oameni, oameni minunați care au scris despre tragedia de a fi distruse tablourile, dar fără să se fi documentat, fără să fi citit, fără să știe despre ce este vorba. Deci, în cazul ăsta, tu zici așa că idioții utili sunt cei care au vorbit de distrugerea tablourilor, nu cei care au aruncat cu vopsa. Da, da, pentru că, practic, ce au făcut, au divagat discuția de la subiectul protestelor și a devenit un protest și o mare revoltă și oamenii s-au închis în ei sau s-au așezat în, în bula lor, în care erau, mamă, super porniți pe tinerii care distrug tabla. Dar dacă te întreb acum, sau intre pe cei care ne ascultă, că asta exact. e foarte interesant, știți ce voiau tinerii care aruncau cu vopsea? E, sunt convins că foarte mulți nu să știe să răspundă da. și nici nu interesează, pentru că am avut reacțiile astea, dar nici nu mă interesează, nu se poate să distrugi un tablou, indiferent de cauza pe care o să o stii, poate să fie cea mai frumoasă cauză, dar tu nu poți să o distrugi un uh, tablou pentru ea. Și aici Tot spunem nu. se poate, adică se poate să distrugi un tab să distrugi un tablou, în ghilimele, pentru o cauză, în această speță, o cauză de mediu. Deocamdată, sperăm, cel puțin urmărindu-i până în ziua de astăzi când noi înregistrăm uh, emisiunea, niciun tablou nu a fost uh, distrus. Uh, și este important de menționat uh, lucrul acesta. Mi-ar plăcea să cred că protestele vor continua în aceeași uh, linie și nu vom avea parte de distrugere de tablou. Atunci se schimbă un pic uh, conversația. Dar să revenim la de ce protestează uh, tinerii. Practic, este. Un efort în a pune pe agenda publică faptul că Guvernul din Marea Britanie continuă să ofere licențe de exploatare a resurselor e, minerale, petrol și gaze. Deci, practic, să dea noi licențe de exploatare care să aibă impact în următoarele 10-15 ani. Iar tinerii vin și zic, Bă, noi am fost în fața la Downing Street. Am protestat luni de zile. Cum? În fața Guvernului României, în Piața Victoriei, vedem. Periodic trecem, sunt oamenii, protest, 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 iese probabil cineva la geam să uită azi cât sunt, Astăzi sunt 20, 30, 50, ok, bine. Adică au constatat o inutilitate. O inutilitate, da. Și au mai constatat ceva, au constatat faptul că media nu e interesată de astfel de proteste. Deci A. nimeni nu, nimeni da. nu prea. Adică da. sunt preluate, dar marginal. Ele nu lansează o mare da. dezbatere pentru că nu e masă critică. Da. Și atunci te duci și faci un protest ieșit din comun, da. cum făcea Greenpeace pe vremuri când se lega cu lanțuri de vapoare, de petroliere și așa mai departe uh -huh. și atrage atenția da. mult mai tare. Da. Eu o să citez acum dintr un dintre protestare, zice It gives a story which the media chooses to follow. Adică Oferă îi dă o poveste pe care media chiar vrea să decide o... Decide să o urmărească, da. da. Deci pentru că la urmă noi sunt decizii. Sunt decizii dar de ce urmărim într-o zi și media și oamenii. Adică într-o zi suntem asaltați de lucruri care se întâmplă în jurul nostru și decidem să nu dăm atenție unor subiecte. Și atunci, practic, este un efort de a înțelege um, cum funcționează societatea și să... Da. Am avut la handball, Așa. în urma meciului de la Campionatul European de curând, protest, hai să protestăm, hai să vedem. Păi, a fost un plimp, a trecut, mergem mai departe. Ca o paranteză, cred că mai mare protest a fost împotriva președintelui federației care a avut o abordare diferită față de opinia publică. Da. Da. Iarăși a fost într-o bulă între niște oameni, puțini da. au decis să urmărească subiectul. Dar acum e interesant ne întoarcem un pic la faptul că povestea care a circulat a fost distrugerea tablourilor și de unde provine și cum apare o astfel de chestie care este fals, practic, da. și este o minciună. Și e interesant de urmărit un pic cum. Te aperi de un protest. Adică, cum, care ce zice manualul să faci când cineva protestează, când cineva are o părere diferită despre tine. Și marea masa a oamenilor cred că tu trebuie să vii să demonstrezi că ai dreptate. Adică să muncești pentru a-ți demonstra că ai dreptate. Dacă unul zice că e albă, tu să vii să demonstrezi că este neagră. Dar, de fapt, de drept este un efort aproape inutil în societatea de astăzi. Tot ce trebuie să faci este să introduci un pic de îndoială: bă, oare chiar e albă? și oare ăla care susține că e albă, oare chiar e un om integru, adică chiar e perfect, adică e Maica Tereza care vine să zică că e albă. Păi nu e Maica Tereza și a, păi dacă nu Maica Tereza zice că e albă, atunci nu, adică... Aia nu e albă. Deci tu nu trebuie să faci niciun efort să dovedești că e neagră, trebuie doar să introduci în doi că cei care protestează, cei care zic altceva, au altă părere. Adică nu trebuie să vorbești să arăți că exploatarea hidrocarburilor, cum e în această situație, nu e periculoasă. Da, adică nu o să producă mari efecte, ci pui la îndoială credibilitatea acestor oameni pentru că fac gesturi ieșite mm -hmm. din comun. Pentru a aduce un exemplu mai apropiat de oameni în perioada asta de iarnă, cauciucuri de iarnă. Așa, deci, de iarnă? De periodic apare nevoia de a spune cauciucuri de iarnă, a fost legamentat, da. acum trebuie să ne punem cauciucuri de iarnă. Okay. Dar dacă vrei să lupți împotriva cauciucurilor de iarnă, tu nu trebuie să dovedești că nu ai nevoie de cauciucuri de iarnă. Trebuie să induci întrebarea. păi, dacă chiar avem nevoie de cauciucuri de iarnă. Ce schimb asta, dacă punem doar întrebarea asta, chiar avem nevoie? Pentru că nu trebuie să muncesc, să-ți arăt și să-ți aduc data și uh, uh, analize și date științifice care să demonstreze că tu nu ai nevoie de cauciucuri de iarnă și că cauciucurile de vară merg foarte bine. ci pur și simplu introduc în doiala Că, bă, chiar avem nevoie de cauciucuri de iarnă? Dar uite câți bani fac corporațiile, mamă, producătorii de cauciucuri. Normal, asta este o inițiativă împinsă. Mamă, și arăți cine face bani. Și cei de la service care schimbă roțile, pun roțile, cu consumator, tot ele. Și ai introdus, ai creat o confuzie în mintea uh, oamenilor și rezultatul va fi foarte mulți oameni vă zice, bă, Chiar așa, chiar ne trebuie cauciucuri de ană și nu o să-și pună cauciucuri de ană. Mai bine nu-mi iau că rezultatul este doar să îi îmbogățesc pe ăștia. Asta este unul dintre lucruri, da. Dar practic generată de o uh, confuzie. Voiam. Nu, Bă, dar chiar am nevoie, chiar am nevoie de chestia asta. Și este de ajuns, repet, nu trebuie să dovedesc că nu ai nevoie, ci trebuie să te fac să zic, mă, dar care chiar am nevoie, oare chiar îmi strică la sănătate, oare chiar mă îngrașă, oare chiar... Uh, și Aici, ce îmi spui tu e că există, de fapt, în uh, lumea noastră civilizată, reacție și contrareacție la diverse acțiuni. Cam așa se petrece. Că... Da, și trebuie de, e, și uh, Este interesant pentru că, de cele mai multe ori, când uh, simți așa că te enervezi, când vezi ceva care te revoltă, este foarte bine să faci o pauză. Și am descoperit oamenii în jurul meu cu care am vorbit și care, fără să le zic eu ce, cum fac, și ei băi, eu stau așa un pic, când mă enervez, când simt că mă enervez și că iese din mine cel mai rău, mă opresc. Mă opresc, respir, păi intru un pic în profunzimea subiectului să văd, să-mi dau seama, băi, chiar e motiv de enervare sau sunt luat de val și uh, nu e exact reacția pe care ar trebui să uh, o am. Sunt multe lucruri în, și putem merge cu discuția legată de tablouri foarte multe lucruri. Mie mi s-a părut foarte tare ce s-a întâmplat când a fost procesul uh, a patru dintre protestatari care au dat jos o statuie în Bristol, în uh, Anglia, în 2020, Așa. statuia unui erou local, până de mult, Edward Colston, uh, și au fost dus la tribunal și a fost un proces în care au fost acuzați de distrugere pentru că au dat jos de pe soclu statuia, statuia a suferit mici avarii, mai, mai mici un pic mai mari, dar ea este în ansamblu său a rămas uh, uh, ca statuie. Iar apărătorii au venit cu o analiză și au zis așa, băi, statuia, valoarea statuii înainte de a fi dată jos de pe soclu era de 6.000 de lire. Astăzi, după proteste, după cei s-au mai adăugat povești statuii, povestea protestelor din 2020, Așa. ea este evaluată la minim 300.000 de lire, dacă ar fi asta. Deci nu numai că n-au distrus statuia, ci au crescut valoarea de 50 de ori a statuii. Și practic, dacă ne uităm la statuie, statuia zice povești. O statuie zice niște povești, asta e scopul ei. Acum, acea statuie zice povestea din trecut și povestea Revoltelor, protestelor din uh, 2020. Deci a fost încărcată de semnificație. Zgârieturile, micile imperfecțiuni care au fost uh, rezultatul uh, acțiunilor din 2020 vin cu povestea lor. Și când te uiți la ea, și următoarele generații, cu uită la statuie, că va fi expusă în public sau că va fi la muzeu sau că, uh, în ce formă va decide societatea britanică să o păstreze, ea va continua să zică că. Poveștile cumulate. Și ale protestatarilor. Asta e uh -huh. foarte important. Poate și lângă tablourile peste care s aruncat vopsea, se pune o fotografie mică, uh -huh. una care să aducă aminte mereu de acest protest. S-ar putea să fie util. Lorand Balint, mulțumesc pentru asta. Săptămâna viitoare vă spunem cum să fac prețurile la magazin și ajutăm și pe clienți, dar și pe cei care vând. Out of the box. Controverse în dialog. Cu Cătălin Striblea și Lorand Balint.